Vreau să vă felicit cu ocazia Zilei Armatei Naționale, care o sărbătorim astăzi. A fost sărbătorit oficial în zilele trecute. Să vă mulțumesc pentru activitatea pe care ați avut-o și care o aveți în continuare. Să mă închin în fața curajului și demnității de care ați dat dovadă pe parcursul vieții dumneavoastră și care de altfel trebuie să servească drept exemplu și pentru alții. Să vă doresc sănătate și să aveți în continuare speranță și încredere. Și atunci, împreună noi o să reușim să rezolvăm problemele aici, la noi acasă și să trăim acasă bine, așa cum este și necesar să fie. Este întâlnirea aniversară. Dacă o să-mi permiteți astăzi să nu trecem în discuții care vizează problemele noastre, le vom face deja în procedura activităților curente. Cred că este necesar să continuăm întâlnirea într-o altă atmosferă și după care să aveți dumneavoastră posibilitatea să vă reuniți în familie. Acolo unde trebuie să ne regăsim cu toții și unde ne regăsim cel mai bine. Dar încă o dată, felicitări și sincere mulțumiri pentru tot ceea ce ați făcut și ceea ce faceți dumneavoastră. Mulțumesc! Participă la adunarea festivă ofițerii plutonierii care au luat stafeta din mâinile celor enumărați și care cu demnitate au dus-o mai departe, depunând eforturi deosebite la crearea reală a unei armate contemporane aduse la standardele occidentale de tip european. În condiții unul de relații internaționale mult ofițeri ai Armatei Naționale, capătând studii în cele mai prestigioase instituții militare de învățământ din SUA și țările europene, au demonstrat înalte calități profesionale și morale, promovând imaginea Republicii Moldova în diferite colțuri ale lumii. Așa țările ca Georgia, Bosnia-Herțegovina, Liberia, Sudan, Coasta de Fildeș și Republica Irak. Executând funcțiile în diferite misiuni internaționale de menținere a păcii în cadrul forțelor de coaliție, ONU, OSCE și altor organizații internaționale. Majoritatea dintre cei menționați, precum și dintre cei ce fac parte din generația mai tânără, dar deja și ei veterani, spre bucurie tuturor, au rămas activi și în viața social-politică. Ei nu așteaptă că schimbările reale în societate să vină fără aportul lor și participă activ la procesele de democratizare și integrare a Republicii Moldova în comunitatea europeană. Fiind membri activi ai Uniunii Ofițerilor în Rezervă Stejaru al Partidului Liberal Democrat de Moldova. Și pentru aceasta le suntem recunoscători. Noi, militarii în rezervă și retaile, nu punem fi indiferenți față de situația în Armata Națională. Ne bucurăm de succesele ei și ne întristăm în caz de nereușite. Din numele prim-ministru Republicii Moldova, acordăm un ajutor material următorul persoane care sunt invalizi militari. Cu simă și respect, vreau să îmân un plic cu ajutor material colonelul în retragere Igor Simcov. Și în plutonier ajutant bulgar Anatolie.